seara sau până dimineața, cum vreți să-i spuneți. O să discutăm câteva cuvinte despre o chestie mult mai aparte, în care în viața ta câteodată pot să apară escrocii sentimentali. Interesant, nu? Escrocii sentimentali. Practic, sunt acei oameni care se folosesc de sentimentele tale ca să obțină diverse chestii în favoarea lor. Și ar fi așa, ceva de genul. Practic, escrocul sentimental te urmărește, te hărțuiește și cunoaște ce probleme sentimentale ai. Adică, ai avut o decepție în viață, de exemplu. Sau ai avut o persoană în viață care ai ținut foarte mult la ea, dar din diverse motive te-ai despărțit de ea. Așa că ajungi la faza aceea. Știe ceva, dar nu poate să spună de acest lucru, dar în același timp este ceva de genul în felul următor. Să știi că mie cam îmi place, știi, îmi spune ție. Tu te chinui să te refaci după un eșec sentimental sau o relație eșuată, după care începe să spună, te îmbrobodește, mai cu un buchet de flori, mai cu o plimbare, mai cu nu știu ce. Până când într-o zi îmi spune, păi, păpușă, hai să mergem la plimbare. Și oricare ai fi, că e păpușa masculină sau feminină, tot păpușa se cheamă. Și scoți o târnă de bani. Te o duci la munte sau la mare. Întâi în țară, că e mai ieftin și scapi viu și nevătămat. Că na, în afară e și mai rău. Să te duci în Norvegia și să vorbești la poliție în română că escrocul sentimental te-a lăsat lefter în acea țară. Nu prea merge. După nu știu cât timp vrea și o masă caldă. Tot pe banii tăi, bineînțeles. Și dacă tot te-a îmbrobodit bine, mâine, păi mâine, își cere ceva de genul, dăm și pistolul pe care l-ai tu în dotare, acasă, ca să te aperi tu de acea persoană sau de oameni sau mai știu eu ce. Știi? Interesant. Foarte, foarte interesant. Mâine, poi mâine, după ce ți-a cerut casă, plimbare și masă și mâncare, o să-ți ceară bani de benzină ca să faci naveta. La muncă. Eventual pe București-Ploiești. Sau o casă, nu știu. Sau orice altceva. Pur și simplu, acesta este un escroc sau escroacă sentimentală. E în stare să folosească de sentimentele tale și ceva de gen. Bun. Și să zicem că stereotipurile omului sau a persoanei respective seamănă cu al vechei persoane pe care ai avut-o la suflet în viață până atunci. Practic e aceeași persoană, dar cum să zic eu, e un pic mai jos față de cealaltă. Tu ești dezamăgit sau dezamăgită de acea persoană nouă pe care ai întâlnit-o,
Pentru că seamănă cu prima persoană, dar e mai jos. Dar începe cu chestia aceea. Și să știi că seamănă cu primul stereotip sau cu prototipul, dar nu am un copil, am doi copii. Știi? Și amândoi sunt maturi și au locul lor de muncă. Înțelegi? Bun, și trecem mai departe. Și se seamănă și cu persoana respectivă. Și sunt, nu sunt, cum să spun eu, șeful tău sau șefa ta, da? Nu mă înțelegi ce vreau să spun? Sunt subalternul tău, dar pot să te ajut așa de mult. Știi? Hai mă, mă lași. Deci ai semeni cu prototipul, oarecum, ai, nu, doi copii sau trei copii și toți sunt adulți. Deci putem să avem propria noastră relație ca doi adulți maturi ce suntem, știi? Împreună am putea face multe, știi? Și la munte, și la mare. Și toate cele. Interesant, nu? Și ți-aș da și ție, că pe mine mă ajută băieții mei, știi? Atunci, cum crezi că s-ar simți acea persoană? Și acum, din nou, vă spun același lucru. Escrocii sentimentali care pur și simplu se folosesc de sentimentele tale față de prima persoană sau prototip sau cum vrei să-i spui și te îmbrăbădește una a doua. Interesant, nu? Asta e viața. În viață trebuie să mai și încași tu ochii. Altfel de rămâi fără pistol, fără prototipul original, fără toate cele. Și toate celelalte vor fi, hai să-i spunem, ori escroci sentimentali, ori un surogat al prototipului, pe care tu încerci să schimbi ca primul, dar să se așeze ca o mănușă pentru tine și să nu pățești ce ai pățit cu prototipul. Adică în capul lor, acea persoană, prototip, nu a fost bună pentru ei. Pentru ce? Pentru simplu motiv că nu le-a dat o șansă. Pe care vin ceea ce înseamnă escrocii sentimental. Și începe. Eu nu am un copil ca nu știu cine. Am doi copii. Sunt adulți și lucrează. Și nu știu mai ce. Și nu știu mai cum. Știi? Și tot vrea să-ți demonstreze ceva. Ei, află că în viață, trecând prin experiența prototipului, anumite persoane chiar învață. Altele și-am găsit un surogat și mai bun decât prototipul, care e mai bun. Punct. O noapte plăcută.